Bună viață tuturor, maică! Bună viață tuturor! Aici eu am curcuma, că în românește se cheamă turmenic. Eu îl cumpăr de la magazinele etnice, de la babuine ăștia, tipo asiatice, nu? Indieni, pakistani, chinezi, că e mult mai ieftin. Și sper că e și mult mai bun. Dar cel mai bine, dacă chiar vrei să fii farmacist, atunci îți cumperi rădăcinile de turmeric și le dai pe le usuci, le dai pe răzătoare, le macini, faci tu. Eu acum vreau să vă arăt doar cum beau eu turmenicul, la ce folosește, o să zic, doar la aia care dă și ei o cafea, pentru că informațiile costă. Voi văd că cumpărați o grămadă de cutii colorate, tâmpenii, dați o grămadă de bani. Și ce-i mai rău, că nici nu vă ajută. Nu știu ce vă pune acolo, praf de cărămidă, ce vă pune vouă, colorant, dar multă lume se plânge că nu-l ajută. Bine, deci, acum să vă arăt cum îl fac eu. Iau apa caldă de aici, că am pregătit-o. Okay. Apa caldă. Pun în pahar. Eu îmi fac un paharel mai plin, așa. Ok. După care iau o linguriță de turmenic, că aici se cheamă curcuma, pun peste, la bine, după care iau piperul negru, că e aici, uiteți, și pun niște piper negru. Voi nu puneți așa mult, puneți cât vreți voi. Eu pun, normal se pune cam 10% din cantitate de turmenic. Din curcuma. Amestec bine. Aici am făcut ceai de coș de ceapă. Voi nu beți așa ceva. Vă place numai șaorma și prostii goale. Am amestecat și mi-l beau. E dimineață. Cât e ora? Ia. E 9. Nu, 8:30. 8:36, 37. Bine, dar nu e asta important, nu-i așa? Deci, ăsta e turmenicul meu de dimineață. De multe ori mai sar calul, nu-l beau tot, totdeauna, dar combate inflamația, dai. Ți-am zis deja ceva. Ok. Mulți dintre voi o să zică, dar mie nu-mi place gustul. Ok, nu-ți place gustul, îți cumperi capsule din alea de gelatină. Înțelegi? Te duci pe eBay și te uiți să vezi cum sunt făcute. Dar cred că la voi la român se găsește. Te cauți pe internet. Capsule gelatină sau cum se cheamă, înțelegi? Tu le umpli cu tot ce vrei tu. Le umpli cu, deci îți prepari turmenicul ăsta amestecat cu piper, le umpli, bei capsula cu apă, dacă nu-ți place gustul. La mulți nu le place gustul, dar eu nu fac multe nazuri, cum se zice. Mă scuzați. Cum se vede, combate și meteorismul. Hai să vă zic un pic la ce ajută. Ăsta băut înainte de masă, sau chiar și după masă, dar oricum la o jumătate de oră. Când se zice înainte de masă sau jumătate de oră, e clar că minim jumătate de oră. Deci să vă intre în cap. Coboară nivelul de glicemie, de zahăr în sânge. Combate inflamațiile din corp. Și are multe, multe alte avantaje, dar cum am zis, cine vrea să se vindece de ceva, să ușureze stare de sănătate, mă caută pe Facebook ca și Maica Mare Rusu. Vine și el cu o cafea. O cafea înseamnă 20 de euro, adică 100 de lei. Și timp de un an de zile eu vă asist. Nu e că zic doar acolo o formulă magică și... Pentru că tu nu ai numai o problemă. Tu dacă ajungi la mine, după ce ai încercat pe toate și ai cheltuit o grămadă de bani, tu ești beteag rău.
Și eu trebuie să te dreg în toate, trebuie să țin cont de toate, trebuie să-mi spui tot ce te doare, ce ai făcut, ce te-a ajutat, ce nu te-a ajutat. Omul nu-i făcut din bucățele ca și Lego, jocurile alea întregi care le unești. Nu, nu. Omul îi în întreg. De exemplu, să vă zic așa, o chestie banală, nu? A șaptea vertebră de la cap e mutată către dreapta sau către stânga. Degeaba o pui la loc, chiar se mută. Iar sare din loc, chiar ai probleme cu cervicala. Știi de ce? Pentru că trebuie să... Vezi, ăsta e antebrațul, nu? Cum... Hai. Pentru că trebuie să reglezi, să relaxezi mușchii antebrațului. Pentru că sunt aia care o trag. Pentru că orice mușchi are și un antagonist. Înțelegi? Dacă un mușchi e încordat, înseamnă că altul e prea slăbit. E destul? Crezi că să te duci să relaxezi mușchiul încordat? Nu. Trebuie să lucrezi și pe ăla. Dar nu intrăm acum în osteopatie și fizioterapie. Deci, vă zic, nu puteți voi să rezolvați problemele doar așa, acționând pe simptomă. Mă doare aici, aici masez. Nu, nu. De multe ori problema e în altă parte. Lombușiatica, nu? Mult se duce la picior și unge cu creme, cu prostii. Problema e parte. Pleacă din șira spinării. Băbe, dar ideea era să vă arăt cum beau eu turmenicul. Hai să mai beau un pic. Mama, ce bun e. E bun. E super. Și de ce e super? Pentru că dă o senzație diversă. Eu mănânc și pelin. Uite, pe aici am pelin. Unde? Astea sunt coș de rodie. Vezi, eu mănânc și coș de rodie. Crezi că ți-ți plac cojile de rodie? Nu. Dar eu le mănânc. Pentru că eu le mănânc cu cap. Nu cu limba. Nu cu gustul, cu papirele gustative. Deci ziceam, dacă crezi că ai nevoie, orice problemă ai, mă poți întreba la orice oră din zi și din noapte. Ori aici las un comentariu la video, din când în când mai citesc. Ori dacă nu, mă cauți pe Facebook ca și Maica Mare Rusu și te ajut cum pot mai bine. Viață bună tuturor! Hai să mai beau, să nu ziceți că nu l-am băut tot. Dar tot e cam mult dintr-o dată. O, mama, niam, niam. Rămas puțin. Beau după aia singur. Bye, bye. Viață bună tuturor.